într-o magistrală analiză pe care a postat-o azi, Petrișor Peiu vorbește despre cele patru mari uh, proiecte de privatizare uh, ale României, toate privatizări fraudoase, uh, susține uh, domnia sa cu argumente, dintre care unul singur uh, a eșuat, dar uh, e vorba de Tarom, a eșuat, n-a fost până la urmă privatizat, dar a fost practic stors de toate energiile și în continuare este sacrificat, este pus permanent pe tava unor competitori din domeniu, din alte state europene. Astăzi voi veni printr-un editorial și cu probe în acest sens, culmea, furnizate parțial chiar de către ANAF, care spre surprinderea tuturor salariaților de la Tarom, care nu știu acest lucru, descoperă și ne arată că Taromul este îndatorat până în gât.